Ana Maria Prodan și sentimentele față de Rege, a sărit carsă când a aflat asta. Nu există. Nu pot să-i spui ce să facă. Mihai Stoica a făcut, recent, o serie de declarații care l-au pus pe Laurențiu Reghecamf într-o poziție neplăcută. Fotbalistul a sugerat că Reghecamf poate fi condus de nas, oferind drept exemplu un medic din primăvara Europa League, de la meciul retur cu Ajax deși Regekampf nu a reacționat la declarațiile lui Mihai Stoica, Ana Maria Prodan i-a luat imediat apărarea. Ana Maria Prodan sare în ajutorul fostului partener, nu există. Comentariile fotbalistului s-au ales imediat cu o reacție din partea fostei partenera lui Laurențiu Regekampf, care în curând va urma să vorbească din poziția de fostă soție. Potrivit declarațiilor acesteia, nici măcar Gigi Becali nu îi putea dicta lui Reghecamp ce modificări să facă în cadrul colaborării cu FCSB. Dacă ar fi fost în pușcărie, nu cred că putea Gigi Becali să sune prin străinătate sau pe Laur când voia el. Eu știu toată perioada aceea și nu mă aduc aminte să fi sunat Gigi, când voia el nu există. E greu cu Laur, nu poți să-l sun să-i spui ce să facă, când să facă. El este stăpân pe meseria lui, niciodată nu o să accepte așa ceva. A vorbește cu patronul, e normal să vorbească cu patronul. Dar eu îl știu cel mai bine pe Reghecamf, niciodată nu o să accepte el să-i spună cineva, nici de la pușcărie, nici de la palat, de niciunde, să facă ceva. El nu o să stea vreodată să zică, a vrut Gigi Becali, de aia nu am câștigat. Reghecamf, dacă a făcut performanță, a făcut pentru că a stat cu capul sus, niciodată nu a stat pe sub birouri, a spus Ana Maria Prodan, potrivit fanatic.